Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamaleț și vă prezint un material pregătit și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Din secretele istoriei. Scriitorul unionist Pan Halipa, victimă a terorii comuniste. Un scurt comunicat. Neobositul unionist Pantelimon Halipa a continuat până la moarte lupta sa pentru Basarabia românească. Ceasul trecerii sale la Domnul fiind în noaptea de 30 aprilie 1979, la venerabila vârstă de 96 de ani. După 4 zile apărea în presă un simplu și scurt comunicat al Uniunii Scriitorilor din România, care spunea că prin încetarea din viața a poetului Pan Halipa, literatura noastră pierde pe unul dintre cei mai devotați slujitori ai ei. Nimic despre lupta de o viață închinată Basarabiei și Bucovinei, nimic despre închisorile sovietice și românești, nimic despre meritele acestui adevărat patriot. În ziua de 3 mai, rudele și puțin prieteni l-au înmormântat la cimitirul de la Mănăstirea Cernica, locul de veșnică odihnă a mai multor patrioți basarabeni care nu și-au putut găsi odihna veșnică în pământurile natale. La înmormântare au fost prezenți aproape 40 de oameni, în timp ce în jurul cimitirului securitatea lui Ceaușescu desfășurase sute de militari. Toți cei prezenți au fost fotografiați și identificați. Dar de ce îi era teamă lui Ceaușescu și securității sale de un bătrân neputincios, ce murise la venerabila vârstă de 96 de ani? Astăzi putem spune cu sinceritate că Pan Halipa a fost un autentic apostol al Unirii, care ne-a oferit modelul unei vieți exemplare, a unui om iubit și respectat pentru excepționalele lui calități. Un democrat sincer și un aprig luptător pentru întregirea neamului nostru românesc. Din păcate, merite necunoscute de conducerea comunistă a țării. Și nici astăzi nu se prea vorbește de acest simbol. Generația Marii Uniri exterminată în beciurile comuniste. Marea Unire a fost posibilă datorită multor ani de muncă politică internă și externă a unei generații de politicieni extraordinari. Cum i-a răsplătit țara pentru ce au făcut? I-a aruncat în pușcării și pe cei mai mulți i-a ucis. Astfel, liderii politici care simbolizau Marea Unire au fost arestați și condamnați, cu proces sau fără. Au făcut ani grei de temniță, au fost torturați și cei mai mulți dintre ei au murit în închisori. Nu vom insista asupra martiriului acestor patrioți, ci doar pentru viitor facem numai o succintă listă a principalilor unioniști. Iuliu Maniu, organizator și participant la Marea Adunare de la Alba Iulia, care a proclamat la 1 decembrie 1918 unirea Transilvaniei cu România. În etate de aproape 75 de ani la data arestării, Maniu este condamnat la 11 noiembrie 1947 la temniță grea pe viață pentru înaltă trădare și spionaj în favoarea anglo-americanilor. Este întemnițat întâi în penitenciarul Galați, iar din august 1951 la Sighet. Aici va fi exterminat la 5 februarie 1953 și aruncat într-o groapă anonimă. Ion Mihalache, combatant în primul război mondial, decorat cu ordinul Mihai Viteazul, după război s-a opus sovietizării țării, fiind arestat în iulie 1947 și condamnat în noiembrie la muncă silnică pe viață. Moare în închisoarea de la Râmnicu Sărat la 5 martie 1963, după 16 ani de detenție, la vârsta de 81 de ani. Iuliu Hosu, episcop greco-catolic de Gherla, este cel care a citit la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia proclamația de unire cu țara. Arestat la 28 octombrie 1948, va rămâne privat de libertate timp de 22 de ani, trecând prin diverse închisori și locuri de domiciliu obligatoriu. Silviu Dragomir,
istoric, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 și secretar al acesteia, profesor la Universitatea din Cluj, membru titular al Academiei Române, a fost arestat la 1 iulie 1949 și eliberat în anul 1955. Ion Nistor, istoric și militant unionist bucovinean, membru al Comitetului de Organizare al Adunării Naționale de la Cernăuți, care a hotărât unirea cu România, în cadrul căruia a redactat Actul Unirii, a fost arestat la 5 mai 1950 și eliberat în anul 1955. George Grigorovici, membru fondator al Partidului Social-Democrat din Bucovina, a fost arestat în 1948 și a murit în închisoarea Băcărești, la 18 iulie 1950. Ion Fluieraș, lider al Partidului Social-Democrat din Transilvania, membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, a fost reținut în anul 1945 de către autoritățile comuniste și a murit în închisoarea Gherla la 7 iunie 1953. Gheorghe I. Brătianu, istoric și academician, arestat în 1947, moare la penitenciarul Sighet în anul 1953. Alți fruntași unioniști închiși și morți în pușcăriile comuniste au fost Aurel Vlad, Daniel Ciugureanu, Sever Bocu, Ghiță Pop, Onisifor Ghibu, Zenovie Pâclișanu, Emil Hațieganu, Iosif Jumanca și alții. Pan Halipa, puțină biografie. Figură emblematică a Basarabiei cu un rol esențial în unirea acestei provincii cu România, Pantelimon, Pan Halipa, a avut un destin extrem de frământat. Viața și activitatea sa fiind în multe privințe exemplare pentru spiritul de jertfă și devotamentul luptei în slujba interesului național. Pan Halipa s-a născut la 1 august 1883 în satul Cubolta din județul Soroca, într-o familie de oameni săraci, însă foarte harnici și foarte pricepuți în treburile gospodărești. Tatăl său, Neculai Halipa, era dascăl la biserica din sat, iar mama sa, Paraschiva, născută Țan, era fiica preotului Dimitrie Țan din satul Vozdu, județul Soroca. Pantelimon Halipa a urmat școala primară în localitatea natală, apoi cursurile școlii spirituale din Edineț și ale seminarului teologic din Chișinău. În anul 1904, după absolvire, s-a înscris la Facultatea de Fizică și Matematică a Universității din Dorpat, Juriev, astăzi Tartu, Estonia. Student eminent, Pan a aderat la greva generală a studenților din Rusia, declarată în sprijinul primei revoluții ruse. În anul 1906 a plecat la Moscova ca delegat al țărănimii basarabene la Congresul Uniunii Țăranilor din întreaga Rusie, dar este arestat și închis în închisoarea Butârca, iar apoi eliberat și trimis înapoi în Basarabia. Revenit la Chișinău, Pantelimon Halipa, alături de Constantin Stere, profesor la Universitatea din Iași, de avocatul Emanuel Gavriliță și de Ion Pelivan și Paul Gore, dar și de boierul Vasile Stroescu, a înființat în iulie 1906 ziarul Basarabia. Prima publicație în limba română apărută la Chișinău. Astfel, activitatea sa politică s-a intensificat, iar în aprilie 1917, împreună cu Vasile Stroescu, Paul Gore, Vladimir Herța și transilvăneanul Onisifor Ghibu, a înființat Partidul Național Moldovenesc, care își fixase în program obținerea autonomiei Basarabiei cu dreptul de autodeterminare națională. Lupta pentru unificarea cu patria mamă. Prima mișcare împotriva Imperiului Țarist o pornise o facțiune din armată, mișcarea maiorului de stat major Emanuel Catei, ajutat de studentul ofițer Anton Crihan, care au organizat la Odessa adunarea soldaților, în care Pantelimon Halipa, alături de Vladimir Herța, au reprezentat Partidul Național Moldovenesc.
Adunarea a adoptat programul de autonomie al Basarabiei cu oaste, justiție și școală proprii ca singură cale de a ieși din anarhia care năpădea țara și a creat un comitet executiv moldovenesc al soldaților și ofițerilor, sub președinția lui Cateli. Pantelimon Halipa a reprezentat, în vâltoarea evenimentelor revoluționare din Rusia, la Petrograd, țărănimea basarabeană, tratând direct cu Kerensky, Lenin și Trotsky. Pan Halipa și delegația Basarabiei s-au întors la Chișinău și au acționat în direcția folosirii oportunităților oferite de Revoluția Rusă. Au început să organizeze congrese profesionale și politice, au votat rezoluții, au publicat prin gazete îndemnuri și manifeste. S-au adresat Guvernului României pentru ajutoare, au organizat Congresul Ostașilor Moldoveni, 20-28 octombrie 1917, unde au atacat tendințele de rusificare existente, apelând la unitatea tuturor românilor. La Congresul Militarilor, Pan Halipa a adresat cuvinte realmente memorabile în ovațiile sălii. Sunt nespus de fericit că am ajuns să urez în fața voastră floarea neamului nostru moldovenesc. Frații mei, veacuri întregi noi am umblat rătăciți unul de altul, de veacuri întregi pe noi ne întind și ne dezbină vrășmașii, de veacuri întregi pământul nostru strămoșesc geme sub jugul străin și iată, acum, după atâtea răzlețiri, după atâția ani de jale și suferințe, ne-am strâns frații grămăjoară. O, cine va spune bucuria noastră? Grea a fost soarta noastră crudă, lungă a fost noaptea în care am zăcut, dar, cum după noapte răsar zorile și lumina zilei la rândul întunericului, așa și în viața noastră, a neamului moldovenesc, după robie s-a simțit apropierea izbăvirii. Frați ostași, în voi este toată nădejdea noastră. Țara se neacă în lacrimi și sânge. Vrășmașii noștri stau la hotare. Vrășmași câtă frunză și iarbă la spatele nostru și înăuntrul țării noastre. Dar cei mai mari dușmani sunt în mijlocul nostru. Acesta este neunirea. Frații mei, biruiți acest strașnic dușman și noi vom birui totul. În anul 1918, Pantelimon Halipa era vârful de lance al curentului unionist. Având o contribuție esențială la acțiunile care pregăteau unirea Basarabiei cu România. După ce sfatul țării a votat unirea Basarabiei cu România, Pantelimon Halipa a făcut parte, împreună cu dr. Daniel Ciugureanu, Ștefan Ciobanu și Ion Pelivan, din delegația care a dus la Iași proclamația unirii Basarabiei cu România. De asemenea, a luat parte la adunările de la Cernăuți, 28 noiembrie 1918, și de la Alba Iulia, 1 decembrie 1918, care au proclamat unirea Bucovinei și respectiv a românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș cu România. Între cele două războaie mondiale, Pantelimon Halipa a deținut mai multe funcții care au marcat o carieră politică excepțională. Furtul Basarabiei și calvarul lui Pan Halipa. Pan Halipa a fost unul dintre liderii național-sărăniști care au protestat energic prin scrisori trimise corpurilor legiuitoare împotriva notelor ultimative din 26 și 27 iunie 1940 transmise de guvernul sovietic, prin care România era nevoită să cedeze Basarabia și nordul Bucovinei. Degeaba, în primăvara anului 1944, regimul sovietic de ocupație avea să fie, din nefericire, instalat iarăși în teritoriile strămoșești de la est de Prut. În ziua de 24 august 1944, trupele sovietice ocupau Chișinăul, iar câteva zile mai târziu Uniunea Sovietică ajungea să stăpânească, din nou, teritoriile românești oferite de Hitler prin pactul Molotov-Ribbentrop.
autoritățile sovietice au început să ridice pe toți basarabenii și bucovinenii care militaseră în trecut pentru unirea cu România. Soarta refugiaților basarabeni și bucovineni s-a înrăutățit pe măsură ce trupele sovietice avansau în teritoriul național și a devenit tragică odată cu ocuparea României. Până în iunie 1945 aveau să ia drumul Siberiei un număr de 54.576 de refugiați din teritoriile căzute din nou sub ocupație sovietică. Soarta acestor români trimiși în marea lor majoritate în gulagurile sovietice a fost dramatică. Ei ajungând acolo după procese înscenate și acuze că au colaborat cu regimul și autoritățile politice românești. Pantelimon Halipa, în anul 1950, a fost arestat și deținut timp de 2 ani la închisoarea din Sighet. Iar în martie 1952 a fost predat de către români organelor sovietice, pe podul de la Ungheni pe Prut, de unde a fost dus la Chișinău. Aici a fost ținut într-o închisoare a serviciilor de securitate, unde s-a făcut ancheta în cursul căreia i s-au cerut dovezi că unirea Basarabiei cu România nu s-a făcut legitim. Într-un final, Tribunalul Militar din Chișinău l-a condamnat pe Pantelimon Halipa la 25 de ani de muncă silnică în Siberia. Pan Halipa a reușit să trimită o scrisoare Ambasadei Republicii Populare Române de la Moscova, adresând ambasadorului Iorgu Iordan un memoriu și următoarea întrebare. De când Siberia a ajuns o colonie a României? Ca eu să fiu predat și ținut acolo și nu în țara noastră? Scăpat de sovietici, prigonit de români. În noul context al destalinizării care a început în URSS după moartea tiranului, în anul 1955, Pan Halipa a fost amnistiat și a insistat să se întoarcă în România, deși conducătorii sovietici ar fi dorit ca el să rămână la Chișinău. Întors în țară, în loc să fie adus acasă și onorat, a fost dus la Gherla, unde a mai stat la închisoare până în anul 1957, fără nicio judecată, în pofida stăruințelor sale de a i se arăta vina pentru care se află în detenție. În cele din urmă, Pantelimon Halipa a fost eliberat din închisoare și, ajuns în București, și-a găsit familia într-un subsol dintr-o locuință străină și nu în casa proprietate personală. După îndelungi eforturi, Pantelimon Halipa a recăpătat dreptul de a locui în casa sa din strada Alexandru Donici, numărul 32, și a redobândit dreptul la pensie, că a fost profesor și conducător al Universității Populare din Chișinău. Problema bibliotecii și a celorlalte bunuri confiscate a rămas însă nesoluționată, în pofida repetatelor demersuri făcute de Halipa la autorități în decursul anilor. Pan Halipa, deși urmărit de securitate, trimite memorii lui Gheorghe Gheorghiu Dej și apoi lui Nicolae Ceaușescu, spunându-le că în trecut, între Basarabia și România existau legături culturale destul de frumoase, cu toate că politica țaristă urmărea rusificarea Basarabiei și voia să grăbească fenomenul de uitare între frații din dreapta și din stânga Prutului. La 23 ianuarie 1967 a trimis un memoriu lui Nicolae Ceaușescu în care făcea referiri la aniversarea Unirii Principatelor Române și amintea că tot în ziua de 24 ianuarie 1918, sfatul țării din Basarabia, conform principiului autodeterminării popoarelor, proclamat de Revoluția Rusă, a votat independența Basarabiei în unanimitate, cu asentimentul tuturor minorităților conlocuitoare. Pe cale de autodeterminare au pășit și alte republici din cuprinsul Rusiei vechi: Finlanda, Republicile Baltice, Polonia, Ucraina, Georgia, etc. Iar cu 2 luni mai târziu, la 27 martie 1918, a fost votată unirea Basarabiei cu România. Noi, românii basarabeni, ne punem toată nădejdea că, în sfârșit, românii din Moldova de răsărit se vor uni cu frații lor de dincoace de Prut. Concluzie. Până în ultima sa zi de viață, 30 aprilie 1979, Pantelimon,
Pan Halipa a militat pentru readucerea la trupul țării a Bucovinei și Basarabiei. Până la moarte a fost urmărit atât de securitatea română cât și de KGB-ul sovietic. I s-a interzis să-și vadă locurile natale și rudele de dincolo de Prut. Nu a fost publicat, deși era un scriitor bun și prolific. Aici facem totuși o observație necesară. Singura instituție care l-a ajutat a fost Academia Română, care i-a plătit pe ascuns niște studii și texte literare. Dar asta se întâmpla fiindcă nu pusese gheara pe Academie tovarășa Elena Ceaușescu. Putem spune, deci, că Pan Halipa a fost un autentic apostol al Unirii. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, îmi au rămas bun de la voi, însă nu înainte de a mulțumi și prietenului nostru George Hodorogea. Pe curând!